frumos. Mă, n-ai un cervețel umed sau un dezinfectant, ceva? Bă, la șef, păi mereu am la mine când aveți întâlniri cu oameni de ăștia. Bă, eu asta nu înțeleg, să strângi mâna unor oameni străini. Nu înțeleg de ce nu există campanie electorală fără să dai mâna. Parcă nu văd cât sunt săraci, mai trebuie să o și simt în palmă. Da, șeful, dar orice strâns de mână poate să semne un vot. Bă, ăștia sărăntoci umblă cu monede de 50 de bani. Îți dai seama, 50 de bacterii și până asupra mai și scuipă pe banca să-i numere. Puh, nu vreau să răcesc și ni să sărăcesc. Ai prins-o? Da. Și faci eu la mă pe afișul meu. Alo, băi Picasso, ce faci aici, mă? Operații estetice. Îi mai ridic un pic din sprâncene ca să vadă în ce lume trăim. Bă, boschetarule, dă-i drumul de aici. Ce boschetarule, băi, Michelin? Vezi că eu sunt cercetor, nu boschetar. Păi și care e diferența? Păi, eu plătesc când mă duc la Virgil de Barber. Aule, Mataliști! Trăiască Barosanu! Dă-și mi un ban, Barosanu, că s-a mărit și necăjit și a stat toată noaptea să-ți pozez cafișul ăsta, să nu ți-l deseneze boschetarii. Tu n-auzi, mă, să dai drum. Lasă, mă, fană. Bă, e aici, dar nu mai mulți grei la mine pe afiș. Dă-și tu cu markerul alții. Matale, ești la primul mandat, este că ai hârtii din astea, din plastic. N-ai și, Matale, niște hârtii din alea cu e pe ele? De-ale descrie 500, uite așa. Dar de unde ai tu, mă, 500 de euro? E, Barosanu, n-am, că nu sunt ai mei, Barosanu, că eu stau mărit și necăjit. Sunt ai firmei. Mi-a zis contabila că poți să-i scot căci că plătim dividende pe ei. Hai că asta e tare. Cercetor cu firmă? Pe ce mi-a rămas să aud? Bodyguard cu studii? Sau politician fără dosar penal? Păi, lasă prostiile că te lasă Fane acum într-un picior și o să cercești așa. Nu, că Fane e prost și n-are studii. Fane n-a fost la anatomie și nu știe unde e piciorul. Hai, lasă vrăjeala, hai să mergem. Barosanu! Dă-i Barosanu, dă-i Barosanu! Dă-i un pic Barosanu! Dă-i Barosanu! Barosanu! Fie-ți milă, dă-i și mie un ban că s-a mărit și necăjit. Fie-ți milă că de la cercetor la cercetor. Bă, cum îți permis, mă, să mă faci cercetor pe mine? A, Barosanu, dar nu te-am făcut eu cercetor, că n-am eu puterea asta. Te-a făcut partidul, Matale. Hai, Barosanu, cam unde lucrăm cu buzunarul pârlitului. Matale e brutul, eu iau mărântul. Că a făcut și rimă. Băi, eu nu cer bani de la oameni, mă, așa cum faci tu. Dar n-am zis asta, Barosanu, că într-adevăr tu nu-i ceri, tu-i obligi să-ți dea. Dar să știi că eu te admir mult, că ai ridicat cercetoria la nivel de artă. 16% impozit pe profit, 19% TVA, 42% contribuțiile angajaților, mai zic? Maestre, dă-mi voie să-mi dau fesul jos în fața Matale. Păi și din ce vrei să se susțină statul, bă? Din statul degeaba? He, lasă, că o să-l impozitați voi și pe ăla. Da, Barosanu, eu n-am o problemă că-ți dă toate taxele astea. Dar hai o zi cu mine la muncă, să vezi cum e. Hai să stai în frig, hai să stai în vânt, hai să stai în ploaie, hai să luăm micul dejun amândoi la covrigărie, prânzul la patiserie, să bem o cafea la tonomat. Hă? Și atunci să vezi că-ți dau taxele cu toată inima. Bă, știi ceva? Eu am impresia că tu nu ești cercetător. Tu faci pe cercetătorul. E, lasă, că nici Matale nu prea ești politician. O faci pe politicianul, că știu cum ai făcut teza aia de doctorat. Dacă ar fi să o luăm pe corectele aia, ai tot atâtea clase cât bodyguard-ul. Bă, deși aș putea să te bat, simt că am de învățat ceva de la tine. Vrei să ne batem? Te provoc în RxF! Hai să ne batem în RxF! Cine câștigă păstrează toate taxele pe un an! Ceva îmi spune că tu cunoști mai bine alegătorii, că tu interacționezi cu ei zilnic. Și alegătorii, dar și alergătorii. Că mai e ăștia de la locală care mă aleargă. Îi știu pe toți pe nume. Bă, tu ai dreptate că meseriile noastre s-au seamănă. Dar știi ceva? Eu sunt curios. Cum convingi tu, mă, oamenii să-ți dea bani? E... Funcția autonomă de sfaturi activată. Introduceți bagnotele. Fonduri insuficiente. Mai adăugați. Scuze. Era îndoită bagnota. Barosanu, știu unde greșiți voi? Că ziceți multe și faceți puține. Ia încercați invers. Adică să facem puține și să zicem multe? Și te-ai mai supărat când ți-ai zis că ai la fel de multe clase ca Fane. Matale, ca și mine, ai o poveste de spus. Și dacă umpli prea tare, se sparge ca balonul. Hai băi, Platon, că am ședință la 12 și n-am chef de existențialism. Hai, treci la subiect. Barosanu, campania electorală e ca un roșu la semafor.
Matale, e puțin timp să convingi omul că meriți bani sau votul. Și atunci, fie promis omului ceva mic, ce poți tu să te ții de cuvânt, spre exemplu, un Doamne ajută, și atunci mergi la mai multe mașini și promiți Doamne ajută, poate pică una, fie te duci la o mașină de Barosan și începi să-i vinzi la povești, că îi speli parbrizul, că îi schimbi anvelopele, soția, amanta, îi vinzi cărți, orice. Șefu, vezi că ăsta nu-i prost deloc. Se ascunde ceva sub fesul ăla de accinte. Da, bă, deci ce-mi zici tu mie că omul preferă o promisiune mai mică, dar realizabilă, decât planuri mari care nu pot fi implementate. Hai că nu ești chiar așa prost pentru un politician cu 10 clase, dar mai trebuie să înveți să vorbești pe limba bodyguardului. Fane, e mai bine să faci ceva mic decât să nu faci nimic. Da, așa e. Are dreptate domnul Axinte. Bravo lui. Bravo. Că m-am săturat de atâtea vorbe și povești și... Ce mă interesează pe mine, domne, ce ăla un studiu de fezabilitate? Eu vreau autostradă, bre. M-am săturat să pun girofariu când merg pe Valea Oltului. Și dacă mor, eu am familie acasă, cine are grijă de ei? Dumneata? Vezi, Barosane? I-am plantat ideea. Că se face, că nu se face, el crede că se face. Dacă făceai facultatea aia pe bune, prindeai un an de psihologie. Bă, cerșetorule, eu cred că am putea lucra frumos împreună. Da, șef. Pentru că viața e ca roșu la semafor, trece imediat. E mai bine să faci un lucru mic decât să nu faci nimic. Trăiască Barosani! Trăiască Barosani! Trăiască Barosani! Trăiască Barosani! Trăiască Barosani!